Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste, o nouă etalare menită să arate care mai sunt energiile dintre voi doi, spre ce mai tinde această relație, ce mai simte persoana ta, ce mai gândește aceasta referitor la tine, referitor la această relație. Și să vedem prima carte. Prima carte, dragii mei, care vine pentru voi în etalare, este Puterea din Arcana Majoră. Această carte arată că această persoană voastră este în toate puterile sale. Are întreaga energie la el, poate să facă în acest moment orice schimbare își dorește pentru viața lui sau a ei. Dacă își dorește să aducă ceva, să aducă o împlinire în viața voastră amândurora, poate să facă asta. Se pare că pentru prima oară, după mult timp, este capabil sau este capabilă să facă acele modificări pe care voia să le facă de mult timp în relația voastră, modificări de bun augur, lucruri care trebuiau făcute de ceva vreme, lucruri referitoare la apropierea dintre voi doi. Da, se prea poate ca această persoană să se gândească în această perioadă foarte serios la întâlnirea dintre voi doi, la această apropiere inerentă care trebuie să se întâmple. De ce? Pentru că această relație durează deja de mult timp și s-a desfășurat așa, la modul depărtării. Această persoană se gândește doar la tine, să știi. Te poartă în mintea sa și o să facă imediat ceva în privința relației dintre voi doi. Următoarea carte în etalare este Doiul de Spade. Doiul de Spade. Această carte te poziționează pe tine într-o ipostază în care te afli într-un mic blocaj, nu prea știi încotro să apuci. Se pare că te afli într-o dilemă din cauza celor două oportunități pe care le ai în dragoste în acest moment în viața ta. Aceste oportunități te fac să te gândești foarte mult la ele, să visezi chiar anumite lucruri noaptea despre ele și să îți fie destul de greu să te orientezi spre una sau spre cealaltă. Următoarea carte în etalare, iată, este Valetul de Bâte. Această carte vine cu o nouă oportunitate și o nouă șansă la iubire pentru tine din partea acestei persoane. Această persoană, iată, vine să se manifeste cu extraordinar de multă pasiune pentru tine. Dacă n-a mai comunicat de mult cu tine, să știi că acum o va face și o va face într-un mod în care te va lăsa surprins sau surprinsă. Este posibil să-i fi spus, ca tu să-i fi spus ceva acestei persoane și să fi pus-o pe gânduri. Este foarte posibil ca ea în aceste momente să se victimizeze
și să nu știe cum să acționeze în ceea ce te privește. Este puțin indecisă așa, adică are o mică reținere, are puțină teamă în a te aborda, dar acest lucru nu va împiedica să o facă. Următoarea carte în etalare, iată, este șaptele de spade. Această persoană a ta, să știi că n-a mai comunicat de mult cu tine, chiar dacă s-a gândit la tine tot timpul, a simțit la un moment dat că nu te cunoaște suficient de bine. Și acest lucru se datorează și depărtării dintre voi doi și acestui mod insuficient de a te cunoaște pe cale online și la telefon. Da, această carte vorbește și despre un furt de care ai putea să fii, la care ai putea să fii, nu, deci acest furt îți este produs ție în aceste momente, în aceste zile. Probabil că ți se va fura un bun, mare atenție, sau dacă nu, poate o idee la care ții foarte mult. Așadar, mare atenție la persoanele în care te încrezi și cărora le spui secretele tale în aceste zile. Următoarea carte în etalare este Asul de Spade. Această carte vorbește despre un nou început în povestea ta de dragoste. Da, este un nou început care se va vrea la oaltă cu un mare succes pentru tine, pentru această relație. Este un succes pentru amândoi și cel mai probabil este reîntâlnirea dintre voi doi pentru aceia care s-au mai întâlnit odată, cel puțin odată, sau întâlnirea pentru prima dată, pentru aceia care nu v-ați văzut încă. Oricum ar fi, această carte vorbește despre succes, despre o victorie sigură care vă pândește pe amândoi. Și nu în ultimul rând, iată cartea Diavolul din Arcana Majoră, care vine să vorbească despre dependențe pe care este posibil să le mai aveți și unul și celălalt, înainte de a veni în această relație să o duceți la împlinire. Iată că vă gândiți amândoi să mai renunțați la aceste dependențe care nu vă fac niciun bine în acest moment. De fapt, în niciun moment nu ar avea de ce să vă facă bine aceste dependențe. Prin urmare, dacă fumați prea mult, dacă aveți probleme cu băutura sau poate mâncați prea mult sau eu știu ce alte excese faceți, iată că este cazul să renunțați la acestea în acest moment. Să clarificăm puțin cărțile. Da. Această carte este cinciul de cupe, care vine pe lângă puterea. Cinciul de cupe vorbește despre acele șanse care v-au fost date până acum în relație, v-au fost oferite de către destin pentru a vă duce la bun sfârșit, la bun final această relație, dar se pare că dumneavoastră nu le-ați luat în seamă sau nu le-ați văzut aceste șanse până acum. Și acum este posibil să trăiți așa un sentiment de teamă că s-ar putea să pierdeți această relație sau această persoană. Dar să știți că nu este așa, pentru că mai aveți încă cel puțin două șanse la această poveste de iubire,
Nu va rămâne nimic neconsumat. De ce? Pentru că este o poveste care, care merită trăită. Următoarea carte, iată, este Nebunul din Arcana Majoră, pe lângă Doiul de Spade. Această carte arată că te arunci cu capul înainte în această relație. Este foarte posibil ca o perioadă în această, în viața ta să nu fi putut să alegi între două oportunități la iubire în viața ta, dar acum iată că ai ales, ai lăsat sufletul să-ți aleagă și acesta era determinat spre această persoană a ta la care te tot gândeai, spre care te lansezi cu nonșalanță. Îți dorești foarte mult să începi acest nou episod în viața ta. Îți dorești foarte mult să trăiești această poveste minunată de dragoste. Valetul de bâte alături de împărăteasa. Da, este un nou început, după cum spuneam, extraordinar de pasional în viața ta. Un început în care tu, dacă ești femeie, te consideri și te manifesti exact ca o împărăteasă. Ai tot ce ți-ai dorit vreodată. Această carte vorbește și despre frumusețe, despre abundență, despre fertilitate. Prin urmare, dacă ți-ai dorit vreodată să devii mamă, poate că acum este momentul potrivit pentru tine. Și poți să faci această alegere. Următoarea carte în etalare este, iată, patru de bâte alături de acest șapte de spade. Da, se pare că, iată, chiar dacă cineva te-a trădat în trecutul tău apropiat, iată că se apropie o mare fericire de viața ta. Această persoană a ta va veni foarte hotărâtă spre tine și este decisă să facă următorul pas în relație și anume să îți propună marele fapt și anume acela de a te lua în căsătorie. Pentru că această carte vorbește despre împlinire, despre matrimoniu, împlinire în cuplu și așa mai departe. Toate lucrurile care pot fi atât de pozitive și atât de bune când vorbim de cuplu. Asul de spade alături de moartea. Această carte vorbește de încheierea unui capitol din viața ta. Iată că ai trecut prin multe dificultăți, ai trecut prin multe încercări de-a lungul timpului și acum este cazul să te oprești, să respiri ușurat sau ușurată și să te îndrepți cu încredere spre o nouă fază a vieții tale, pentru că e clar că multă seninătate și multă claritate te așteaptă la orizont. Se pare că destinul este de partea ta. Totul te așteaptă să te facă fericit sau fericită. Și diavolul alături de acest nouă de cupe. Da, după cum am spus, este momentul să mai renunți la câte o dependență din viața ta, pentru că nu-ți face bine. Dar acest lucru nu înseamnă că nu poți trăi pe picior mare în aceste zile, în această perioadă. Se pare că ești într-o perioadă în care te bucuri de abundență maximă în viața ta și această abundență se revarsă peste orice sector al vieții tale și te face să te simți autosuficient. Da. Cărți frumoase, cărți interesante pentru astăzi. Să vedem mai departe și o carte din partea oracolului.
Cartea din partea oracolului care a căzut pentru tine astăzi este Fă efortul. O dragoste grozavă merită să faci pașii pe care ești ghidat să-i faci. Prin urmare, iată că ești chemat să faci acele lucruri, să faci acei pași spre această relație din viața ta, pentru că nicio relație, mai ales de asemenea învergură, nu vine să se manifeste în viața ta degeaba. Și ea are nevoie de puțin efort care să ducă la împlinirea acestei relații și pentru tine. Cam asta a fost, dragilor, etalarea pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!